Aflată pe primul loc în serie în ceea ce privește eficacitatea atacului, trupa pregătită de Ciprian Anton și-a asigurat victoria prin golurile semnate de Nechitoaia și Buziuc. Primul a reușit dubla, în vreme ce Buziuc a marcat numai puțin de 4 ori. În schimb, grupa de junior B a celor de la LPS Suceava a remizat scor 2-2 pe terenul grupării Ceahleul Piatra Neamț. Deși a întâlnit un adversar clădit pe nucleul selecționatei nemțene sub 16 ani, echipa lui Ovidiu Căldăruș a plecat cu un punct de sub Pietricica, grație golurilor semnate de Amănăloae și VZT-ul.